Repartizarea computerizată a avut loc ieri după amiază când elevii au aflat dacă au fost admiși în liceul dorit. La nivelul județului Dolj au fost 4.144 de locuri. Au participat la repartizarea computerizată un număr de 3.682 de elevi, 16 rămân nerepartizați. În perioada imediat următoare, 21-29 iulie, toți acei elevi care au fost repartizați își vor depune dosarele la unitățile de învățământ, acolo unde au optat și au fost admiși. Mediile de anul acesta au fost mai mici decât cele din 2015, dar și așa, Colegiul Național Frații Buzești a reușit să se claseze printre primele pe țară. Ne situăm pe podium între elitele unităților de învățământ la nivel național, pe locul 3. Iată că confirmă încă o dată Colegiul Național Frații Buzești cu cea mai mare medie de admitere. Practic aici situăm ca ultima medie de admitere la clasa de matematică informatică bilingvă engleză, ultima medie fiind 9,85. În acest clasament, Frații Buzești ocupând și locul 5, dar și alte două locuri până la 5,10, unde doar Colegiul Carol se mai situează în aceste locuri. Din păcate au fost multe unități de învățământ în județ unde s-a intrat cu note între 2 și 4. La liceul Amărăștii de Jos, ultima medie a fost 2,20. În perioada 20-29 iulie se va desfășura cea de-a doua etapă a repartizării pe licee. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun că au rămas 19 locuri la învățământul profesional, 481 la cel liceal și 566 la cel profesional.